Vă îmbrățișez tare mult, dragii mei, bună seara, bună dimineața, bună ziua, mă bucur că ne găsim astăzi la o nouă etalare pentru fiecare zodie în parte. Ce ne rezervă luna februarie? Am fost cu minte, am învățat lecțiile așa că, așa cum vă tot amenințam în ghilimele în etalările trecute, este vorba despre o lună februarie plină de evenimente, o lună magică, în care privim cu foarte mare încredere în viitor. Nu mai este cazul să ne uităm prea mult în trecut și dacă se poate să trăim clipa prezentă, pentru că ne așteaptă niște schimbări extraordinare în ceea ce ne privește pe toți, toate zodiile, dar pentru mai multe detalii vom face pentru fiecare zodie în parte. Astăzi începem cu zodia Berecului. Și înainte de toate, îmi doresc foarte mult să extrag un mesaj pentru această zodie, un mesaj din partea ghizilor spirituali, cărora le mulțumesc din toată inima și cu multă recunoștință ca de fiecare dată pentru participarea lor la această etalare și la cele care vor veni. Un mesaj prin intermediul acestor minunați ghizi spiritual pentru berbeci, care să vă însoțească în luna februarie. Este vorba despre două mesaje. S-ar putea ca unii berbeci să se mute sau să se relocheze cu serviciu. În orice caz, este vorba despre niște planuri care se accelerează, care se încep să se miște anumite lucruri în ceea ce vă privește, un ajutor neașteptat, posibil un interviu de angajare, dacă ne referim la planul acesta al jobului, sau chiar este cazul sau este un moment propice pentru a face ceea ce ne dorim. Cred că luna februarie, din câte am observat în general, pare a fi o lună în care foarte multe persoane își dau seama că vor să facă altceva cu viața lor sau vor să muncească la serviciu ceea ce își doresc, nu pentru ceea ce s-au pregătit. Există o schimbare radicală și din acest punct de vedere. Berbecii abordează diferit toată această situație. Unii dintre berbeci își dau seama că practic ceea ce muncesc acum la serviciu nu le face plăcere, ci doar le aduce un venit substanțial. De asta spun că s-ar putea ca cineva să le deschidă calea, să le deschidă ochii, să le deschidă inima sau să existe propuneri și propuneri din partea unor persoane pentru a începe o afacere, pentru a se muta, v-am spus, poate în altă țară, în altă localitate, o propunere de a construi ceva. Aici poate să fie, eu știu, un domeniu de activitate în care se construiește foarte mult. Nu știu dacă neapărat este vorba despre arhitectură în sine, cât despre a construi ceva, de la cel mai mic obiectiv până la a-și face o casă sau a participa la construirea unui cartier, de exemplu, ca și plan măreț. Antrenează-te să renunți la tot ceea ce ți este frică să pierzi. Ca și pentru celelalte zodii, este valabil acest mesaj general pentru zodia Berbec. Atâta vreme cât lăsați frica în spate, cât nu lăsați de fapt frica să vă domine, aveți mult mai multe șanse de a realiza ceva, indiferent ce vă propuneți, și aduce la bun sfârșit un obiectiv pe care doar cu gândul îl gândiți. De aceea, frica este lipsa fricii, absența fricii, sau să vă antrenați tocmai pentru a privi cu încredere în ceea ce urmează să se întâmple, lăsând frica la o parte. Aceasta poate fi un obstacol pe care odată înlăturat veți avea parte de șanse reale de câștig. Este vremea să vă faceți, cum spuneam, al doilea mesaj pentru voi, să vă faceți planuri pe termen mediu și lung. Nu totul este pierdut, este adevărat că s-ar putea să fie avut anumite pierderi și mai ales și din punct de vedere financiar, de sub aspect financiar, s-ar putea să fie acumulat niște frustrări din cauza unor pierderi materiale, însă să știți că nu s-au luat anumite decizii definitive. Lucrurile în cazul dumneavoastră încă mai pot fi discutate, încă nu s-a pus pecetea pe ceea ce s-a terminat, încă mai urmează discuții, de asta vă spun că s-ar putea să fie vorba și despre
anumite negocieri care vă schimbă totalmente viața. Din această lună, pentru voi cel puțin berbecii, s-ar putea să depindă întregul an, în funcție de niște decizii pe care dumneavoastră le luați cu gândul că nu este nimic pierdut. Ați pierdut pe o parte, dar veți câștiga pe altă parte învecit, înmiit. Câteodată nu trebuie să, sau nu trebuie să vă simțiți furioși, am adunat pentru dumneavoastră și mesaje suplimentare. Chiar dacă dumneavoastră suferiți, până la urmă suferința este bună, este minunat că putem să avem și astfel de sentimente, totul este să nu rămâneți foarte mult blocați într-un eșec emoțional și aici, bineînțeles, că atingem planul acesta sentimental. Deci trebuie să faceți diferența între a fi furios și a suferi sau a suferi din dragoste și a rămâne în acest soi de mânie, de neiertare. Este adevărat că luna februarie vreți să fiți lăsați în pace, nimic mai adevărat decât acest lucru. Dacă vreți să fiți lăsați în pace, spuneți acest lucru celor care vă deranjează, celor care vin cumva cu sfaturi în viața dumneavoastră, celor care, chiar și familia extinsă, nu contează, care vor să vă ajute când dumneavoastră nu vreți. Știți cum este, dragoste cu sila nu se face. Este o perioadă în care aveți de a vă restabili prioritățile și din punct de vedere emoțional și din punct de vedere sentimental, pentru că s-ar putea să vină vești extraordinar de rapide pentru voi, vești în ceea ce privește planul sentimental. Deci s-ar putea ca lucrurile să cuprindă și o turnură fascinantă din punct de vedere emoțional de la o ființă care se află la depărtare de voi. S-ar putea să fie o ființă cu care colaborați la distanță sau face schimb de mesaje. În orice caz există o distanță între voi. Asta mă duce cu gândul la faptul că nu sunteți un cuplu încă, dar nu se știe. Așa cum simt eu aceste lucruri, s-ar putea ca lucrurile să se precipite și din punct de vedere al planului emoțional. În a 8 zile, în jurul a 8 zile, s-ar putea să aflați niște noutăți în ceea ce privește situația aceasta de sentimental, a planului sentimental. Ori cineva vă dă pe neașteptate un mesaj, ori cineva mărturisește că vă place sau că vrea să vă invite undeva sau vă face o invitație la o cafea, nu știu, la un restaurant, etc. Pentru că Cupidon s-ar putea să-și facă foarte bine treaba pentru voi în această lună februarie, că de asta spuneam că s-ar putea să fie magic și din punct de vedere al planului sentimental, mai ales după niște pierderi pe care le-ați avut, dacă ne referim la această iarnă, o iarnă, iarna anului trecut. De asta cred că foarte mulți dintre dumneavoastră aveți și această senzație de lasă-mă, nu mai, sau lăsați-mă în pace, nu mai vreau niciun sfat, vreau să fiu lăsată în pace. Vreau să trăiesc eu viața așa cum se poate și să mă focusez foarte mult pe serviciu, pe a câștiga bani și așa mai departe. Dar din câte se observă, s-ar putea ca pe neașteptate să fiți sunat, sunată sau să primiți un mesaj care vă surprinde, bineînțeles, plăcut sau nu știu dacă neplăcut, însă ideea este că veți primi mesaje de dragoste, spuneam de neplăcut, zic plăcut sau neplăcut, depinde cum priviți lucrurile. Și de ce spun acest lucru? Că s-ar putea ca această situație, asta am vrut să și lămuresc, s-ar putea ca această situație să aibă legătură cu o împăcare. Cred că din punctul meu de vedere, așa cum simt eu, s-ar putea să primiți acel telefon, acel mesaj, acele noutăți vis-a-vis de planul acesta sentimental de la o persoană cu care v-ați certat. Acum, că poate să fie partenerul, partenera dumneavoastră, că poate să fie un membru al familiei, rămâne de văzut. În orice caz, veți face pace sau sunt șanse foarte mari să faceți, mi-a și zburat cartea, să faceți pace cu o persoană cu care vă aflați de ceva vreme în conflict. Și nu este prima dată când se ajunge. Și nu este prima dată când intrați în conflict, nu este prima dată când lucrurile nu stau foarte ok între dumneavoastră. Dar, din câte se pare, s-ar putea să îmblânziți monstrulețul, pentru că acum mai mult decât niciodată pare că își dorește să pună capăt acestor divergențe care, spuneam, durează de
foarte mult timp, uneori între 8 luni, 8 ani și așa mai departe. Veți confrunta, deci există această situație, că spuneam că veți afla niște vești vis-a-vis de o situație care implică acest plan sentimental, emoțional. S-ar putea ca în urma acestor discuții cu această persoană să survină împăcarea, dar vor fi niște argumente, contraargumente, vă veți pune la punct ceea ce nu ați pus la punct în toată această perioadă în care ați fost separați, poate 8 săptămâni, 8, cifra 8 în sine joacă un rol foarte important. De ce nu cred că se termină lucrurile între voi? Pentru că avem aici semnul infinitului. Asta înseamnă că s-ar putea în foarte multe cazuri să fiți destinați să fiți împreună și ori de câte ori veți ajunge în același punct de a lua-o de la capăt și așa. Deci cred că și tot așa, ceea ce ar fi bine sau recomandabil, mai ales un sfat din partea ghizilor spirituali, este să vă confruntați fără frică, să lăsați frica la o parte și să confruntați această persoană și să vă puneți cap la cap tot ceea ce aveți de pus cap la cap. O discuție întotdeauna este binevenită, de fapt comunicarea joacă un rol important în ceea ce vă privește pentru a nu mai ajunge iar și iar în această stare de pauză, de plecat, de abandonat, pentru că unul fără altul cred că nu puteți și nu cred că acest leu săgetător, vărsător, ca semne zodiacale predominante, scorpion de asemenea, va sta foarte departe de voi, pentru că doar voi puteți să îi echilibrați spiritul acesta de luptător, uneori dus la extrem sau foarte încăpățânat, foarte vanitos, vanitoasă, etc. Așa că toată această confruntare, posibil să fie o confruntare chiar cu dumneavoastră. Dumneavoastră să vă gândiți la ceea ce aveți de făcut în următoarea perioadă sau chiar este de preferat să chiar să rezolvați un conflict interior, un conflict mental pe care îl aveți vis-a-vis de această persoană, vis-a-vis de voi înși vă, pentru că simt cumva că există această nemulțumire, există o nemulțumire care vă tot macină pe interior. Dacă nu o rezolvați, dacă nu o scoateți afară, dacă nu faceți pace cu voi și cu cei din jurul vostru, această frustrare vă va măcina din interior. Bun, haideți să vedem viitorul acestei luni, luna februarie, cum spuneam, nu totul este pierdut, dragii mei, este vremea să faceți planuri pentru planuri mediu, pe termen mediu și lung. Într-adevăr, v-am spus, au fost anumite pierderi, au fost anumite emoții negative, dar nu este totul pierdut, pentru că aveți niște ași în mânecă, ași care vă vor ajuta să faceți pace, v-am spus, cu voi sau cu persoanele din jurul vostru și în curând veți avea totul sub control. Veți avea totul sub control pentru că, v-am zis, exact cum spuneam și în interiorul etalării, încă lucrurile nu s-au finalizat, încă lucrurile nu sunt bătute în cuie. Deci încă mai sunt discuții, încă mai sunt negocieri, dacă vorbim despre celelalte planuri. Deci nu totul este pierdut, indiferent dacă poate acum sunteți ușor neîncrezători, frica este cea care vă dezechilibrează mai mult decât puțin și vă împiedică să vă aruncați voi așa cu capul înainte, cum de obicei fac berbecuții. Cred că am spus și scorpion, rac, pești de asemenea. Vedeți, este un moment foarte bun și cred că în această lună veți avea parte de noi începuturi. Ceva se termină, v-am spus, trecutul. În general, acest lucru, să știți că cred că se remarcă și o să văd despre ce este vorba, se remarcă ca și energie generală. Începuturi, sfârșituri și începuturi. Este cazul să privim cu încredere spre viitor și să lăsăm acest trecut în urmă ca și o lecție pe care cred că toate zodiile au învățat-o sau sunt în curs de învățare. Pentru voi s-ar putea să fie definitiv o etapă, un ciclu din viață și sunteți pregătiți pentru un nou ciclu total diferit față de ceea ce ați trăit
Păi să știți că dacă există pe rol un divorț, de exemplu, sunt șanse foarte mari ca lucrurile să se rezolve punând capăt unui trecut. Adică, lucrurile nefiind închise, nefiind că spuneam că sunt niște discuții care au rămas așa, nu, încă mai e loc de discuție, s-ar putea să vă treziți că, eu știu, această persoană găsește soluția amiabilă de a rămâne împreună, dar ca și cum ați lua-o de la capăt. De a vă împăca, de a face pace și de a o lua de la capăt ca și cum v-ați cunoaște pentru prima dată, indiferent de câți ani au trecut, indiferent de certurile voastre, indiferent de, eu știu, situațiile neplăcute care s-au petrecut în viața dumneavoastră. Pentru că aici este vorba și despre sfârșitul unei căsătorii, dar și începutul altei căsătorii. În alte cazuri, anumiți berbeți ar putea să plece din relație, să divorțeze și să își facă planuri pe termen mediu și lung cu o persoană cu care sunt certate. Este posibil și acest mesaj, vi-l dau mai departe pentru cine se potrivește. Dar, în orice caz, v-am spus, există sfârșitul clar al unei situații. Dar și noi începuturi pentru voi, berbecuții. Eu sper că v-am venit în ajutor cu câteva din aceste informații pentru luna februarie. Schimbări foarte, foarte rapide și schimbări, eu zic, benefice în ceea ce privește zodia berbecului, pentru că berbecul își dă seama că este vremea să facă o schimbare radicală în viața lui, în viața ei. Să renunțe efectiv la ceea ce nu-i mai priește, nu-i convine nici acasă, nici la serviciu și să aleagă armonie, să aleagă ceea ce îi place. Poate că sunt doctor, dar întotdeauna mi-a plăcut să pictez sau întotdeauna mi-a plăcut să încep o afacere pe cont propriu care să implice, nu știu, construcțiile. Sau sunt în domeniul acesta al construcțiilor și vreau să mă fac artist. Iată, și s-ar putea să se schimbe, s-ar putea să se schimbe Marița în această lună februarie. Noi schimbări, o lună plină de provocări cu sfârșit și începuturi. În orice caz, acest mesaj se derulează în jurul acestui fapt. Nu uitați că sfârșiturile aduc noi începuturi. Dragii mei berbecuți, cam atât pentru voi. Eu vă mulțumesc foarte mult că ne-am auzit astăzi. Îmi doresc foarte tare să aveți o lună februarie, așa cum am spus, magică, să vi se întâmple miracole. Vă pup, vă iubesc, toate cele bune, numai bine!